Unde ne-ai patrage, mă? Dați-mi un indiciu cu aia că mi-ar... Mamă, fătă-și mă, deci pula măta să-ți fug, băga mi și pula în gura măta să-mi bag. Salutare lumea, bine v-am pregătit la un episod din GTA 5, oameni buni, ultima când ne-am întâlnit noi, nimeni nu știu ce trebuie, am făcut, probabil că am făcut un jaf, ceva de genul ăsta, că cam asta puteți face noi acum. Iar acum sunt de cu Michael de Santa, hai să vedem acum să trecem la direct, la joc, la misiune, vedem ce putem face astăzi, e un episod mai lung. Mamă, dar ce grafică frumos are GTA-ul, frate. În mod normal am vrut să fie postat ieri cum a venit, dar n-am avut energie și am zis că fac azi când am cât de cât. Trevor about? He's probably out somewhere drinking human blood or eating household pets. He's not that bad. Really? Well, okay, he is pretty bad. But he's got a sensitive side. Oh yes, he's very sensitive. When he gets his feelings hurt, he's devastated. So what's your story? I ain't got a story. I'm an independent thinker. Living out here, away from the man. From what I can tell, you're like a high school athlete. Living off old glories. You used to be able to manage heat. And now, you're worried if your loafers are getting scuffed. Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories firsthand. You understand? Absolutely, sir. That came out wrong, all wrong. Tell Trevor the monthly train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Getting some fresh air. Talking of beautiful things. Yes, I hear Stockholm Syndrome is very nice this time of year. Hey, watch your mouth, boy. It's always been a dream of ours. The train of dreams. The hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, baby! Yeah! This better be fucking good! Jesus! Hai mai repede, frate, că mă plictisesc. Man, we talked about this hygiene thing before, bro. I invite you into my home, this is how you repay me? Vorbea Trevor. Vorbea Trevor, i-a venit acolo, acolo, așa, frate, chiar așa a început să era zbora. Ce mă pachii pe mine acum să conduc de pe bicicletă? Ce mă pachii pe mine, frate? Așa, bun, azi vă zic acum story time-ul cu Windows 10, zic că iubesc foarte mult băsul de la Microsoft, să-mi bag pula în gura lor, iubesc maxim. Bă, cu câteva zile, am, nu știu, am un pic avut să dau restart la PC, mulțumesc. Și când văd acolo, nu aveam opțiunea de a închide cu aia, cum am văzut, știi? Aveam decât update and shutdown, and și update and restart, sleep și sign out. Deci nu aveam shutdown normal, adică să închid fără să fac update. Băi, am zis, coaie ăștia sunt demenți în pula mea, adică deja încep să mă enerveze coaie, că nu-i de ajuns că mă bombardează cu mesaje, cu design, nu știu ce fel de chestia abdătate, că oricum pe mine nu-i interesează coaie. Nu fac abdătere pentru că nu vreau să le fac, punct. Nu trebuie să le dau explicații la mai multe de ce nu vreau să le fac, nu vreau să le fac, punct. Adică mi-asum, ok? Adică e o chestie asumată, treaba asta. Știi? Și în cea din urmă, frate, am găsit o opțiune îndrăcerită în care, gen, am dezactivat auto-updates. Mamă, ce mă pachi pe mine acum să fac asta? Ce mă pachi pe mine? Mamă, de ce asta mi s-a port cea mai grea? Așa, gata, ideea este să nu ai prea multă viteză în motocicletă, că se oprești oarecum. Opa, opa. Mamă, coaie, ce mă disperă asta. Bun, și ceva, cred că... Mamă, coaie, dă-te în pula mea acum, că n-am nevoie. Nu, dar nu vreau să mă... Dar uite că nu vreau să ne rebel. I'm a bad bitch. Ok? I'm a bad bitch. Dar nu vreau, frate, ești nebun. Mamă, coaie, lasă-mă cu bicicleta ta, coaie, ești nebun, dar nu mai merge, ești nebun, dar ce... Trebuie neapărat să merg pe bicicleta, ce tu ești... Ia zice! Păi, ce făceam acum, boule, ce făceam? Nu mă duceam... Cu mănuțele, mamă, futu-ți morții tăi să-ți futasă și mâine cu aici. Nici, cred că am făcut ceva. Mă bagă în auto-repair, cum a venit. Știi, și în momentul când mă pun acolo să dau restart, merge. Deci eu ca să dau restart la calculator, practic trebuie să închid sistemul, după aceea să-l pornesc și nu ia ca lumea. Numai când dau restart, da, și efectiv nu pot să fac update-urile din cauza asta, știi?
Dar ar trebui într-un fel să-ți brainstezi unde, să știi, pentru că am încercat să fac și cu, știi, cu butabilul în dos și n-am mers să fac câteva chestii, n-a funcționat. Nu am mers prin teatrul ăsta să fac cu la morții. Vezi, dacă cumva o să auziți un sunet paranormal, îmi pare rău. Nu că e bad news dacă mergi în metrul. Așa. Ce mă pachi pe mine să mergă vintatorul? Merge vintatorul, tita! Și cam asta e cu Microsoft-ul. Da, te enervează cu aia, știi, pentru că ți-e bagă pe gât. Știi? Da, nu contează asta, e bine totuși că s-a rezolvat totul cu bine. Și am încercat să filmez acum câteva zile, v-am mai zis, GTA Lost and Damned. Dar efectiv l-am jucat și nu mi-a plăcut deloc. Ba nu mi-a plăcut, frate, nu mi-a plăcut deloc. Nu, gen poveste nu mi-a plăcut. Grafica, nu știu, m-a... Așa, băi, dar mi-a plăcut, frate, și nu vreau să fac gameplay pe YouTube cu jocul care nu-mi plac. Nu, adică nici nu mă distrez. Și dacă nu mă distrez eu, atunci clar nu o să vă distrez și voi. Aia e chestia automată. Știi, ca și când, de exemplu, a venit cineva, un muzician, de exemplu, Julio Iglesias, și a venit așa, în scârbă și a cântat. Zice seama că s-ar simți că ar cânta scârbă. Asta vreau să zic. Marș, pai, dă-te pun! Asta simțim, mi-a plăcut cu chestia asta de aici. Nu știu, mi-a mai că a fost fan. Mamă, zic mă, dacă spui cum să am capul, îți face capul. Băi, greu. Îți face capul muci. Normal că facem treaba asta, frate, pe altceva ce avem. Bă, și îmi place GTA-ul ăsta, poate că și care faza. Că după fiecare misiune, am senzația că se bagă încă 5 la loc. Mă jur. Bine, frate, că dau așa. Nu mi-a fost frică să nu cumva să bubuiasă aici. În sfârșit. Normal, și asta mă lasă în gura lupului, ești nebun, ce mă zic. Ce-mi place mie, frate? Dar nu trebuie să păzească asta, parașuta, dacă am tras în ea. S-a dat, măi, probabil că e gen antiglos cu aia, e nebun. Dar de unde naiba trage, că nu-mi dau seama? Deci mă jur să mor, deci unde trage jigura de ciofi. Unde naiba trage, mă? Dați-mi un liciu cu aia, că mi-ar... Mă, fătă jumătate, mă, să-ți fut. Ești pula măta să-ți fut, băga, mi-ești pula în gura măta să-mi bag. Că nu se poate cu aia, mă, piși pe el de joc, handicapa, putu-s morții, măi, să-ți fut. Unde morții te bagi, băga, mi-ești pula în căcatul, măi, să-mi bag, că vă omor pe toți, pe toți vă omor. Pula mamele lor cu aia, dar bine că mi-a arătat pe hartă, dar eu nu văd. Ești nebun. Băga, mi-ești pula. Da, mă, bine că știi să tragi ceva și un mor să facă. Vreți acțiune, vă doar ține, băga, mi-ești pula. Și tu mai care mișcă scurul la computii cu aia, că ai coajă la grup, aia e cât casa pe pulul, ești nebun. Ce barba ai, zici că e călcâi jegos. Ești pula măta, da mă, o am pe măta, îmi pula, ești nebun și dansez cu ea tango. Dați mexican, ești nebun, o duc pe mă, maică-le, o fu pe măta, dacă nu, deci dacă nu faci mai repede, o fu pe măta, știi cum o fac? Pilaf o fac, ești nebun. Na, uite-te și tu, poți să te uiți, frate, după snapă, în timp ce vii boschitarii ăștia jegoși? Uite-te și tu ce fac, uite, vezi? I'm a bad bitch. Și ăla mă, a murit cu aia, bă, dar... Find something, Mike! Find something! Finally, se spune că poate a murit ăsta, stepper-ul. Ei, de unde se trage? Dar nu văd de unde, de ce puțin cu aia, trebuie să vină undeva de aia, că trage de sus, că nu știu cu aia, mă jur, nu știu de unde dracu trage, fute, mă. A, băga mi-ești pula, mă, ta, dă împuțitul dracu, mai fost baie că te-ai negrit. De la atâta jerii, ești nebun, până ai văzut cum era, ești nebun. Dă-te în pula mea de aici, că ești expert. Au, uite mă, sunt Robocop. Mamă, mi-a tras niște palme în cap, ești nebun, pe cum am îndevat tu, ea e mult mor pe toți cu oarmă, ești nebun. Ha mă, Trevore, cu aia, acum ți-ai găsit să-ți faci duș. Te morți, te-ai nesplatul, dracu de-am filmat.
Păi nu, dar mai ne fac cu aia, știi, că ți arată pe hartă, locul ăla e atât ca vezi? Și te-a văzut de curt. Da, mă, bine, mă, cu aia. Și Michael Budish, nu știu ce dracu căută atât aici, nebun, nu, păi, dacă ea, mă, cum te scupă, geam, tum, tum, tum. Ia mă, hai mă. Asta mă amintește puțin de mișto aia cu Michael, cu Max Payne, ești nebun. Și e normal că ea poți să schimbi arma pe cum, păi normal că nu poți să. Unde ne dracu trage cu aia? Mamă, cu aia, deci de-abia văd. Deci de-abia văd, ești nebun. Uite mă, ăștia vin cu jeep-uri pe mâine, ăștia sunt bazați cu aici nebun, ăștia nu s-au dobătuți cu aici nebun. Păi au venit elicoptere, au venit oameni, au venit băci. Și s-au gândit la pot, dacă merg acum cu mașina pe lângă plajă, poate am o șansă să-l iau pe Trevor. Hey, help! Good thing you changed clothes! Să-mi auzi zgomote paranormal. Am început acum să mă iau un serial, bă, mișto, rog de tot, și chiar e mișto, chiar vi recomand. Se numește The Rookie. E... Bă, să știu că e mișto, frate, adică e chemia m-a captivat din primul episod. Și vă mai recomand tot așa un serial foarte, da, foarte, foarte mișto, este Polar. Deci, băi, Polar cu Shotlander. Deci, bă, aceste două serii, credeți-mă că sunt mai bune decât Prison Break. Bă, vă zic sincer, mie ca să fac așa o comparație dintre Polar și Prison Break, mai mult mi-a plăcut Polar. Chiar dacă e, să spunem, acțiunea filmul e un pic static, adică nu e desfășurat pe mai multe planuri. Bă, dar personajele și intriga și absolut totul, frate, cum a fost scris. Bă, credeți-mă, deci mi-a plăcut foarte mult. Deci, chiar dacă a fost mi-a plăcut foarte mult. A fost foarte mișto. A fost pe inima mea, zi ăla. Și cred că, de exemplu, e genul de serie care, bă, te mai uitam cu data, frate, la știi, atât de mișto. Și de exemplu Outlander-ul, frate, tot cam Poldark, numai că cum mai schemă, se desfășoară pe mai multe planuri, știi, dezvoltată mai bine acțiunea, știi. E și chestia asta cu dus în timp. Să vă uitați la trailer cu aia, că e chiar mișto. Mamă, mă doare, m-am întors să sunt niște fan mei, să văd dacă s-aude ventilatorul MH-ul. Ah, e ok, frate, e ok. Hey, hey, before you go, show me the loot. It's perfect. Perfect for fucking what? For squaring things with that Mexican psycho. We give him this, and you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be dead men in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job, not your call to make. Nah, your job. Fuck things up with the Mexican to begin with. My job, my score, get your own! Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. What? Union Depository. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal? That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? A couple kids pulling jobs, a big one. I know it sounded crazy back then, huh? But hey, you and me together again, with Lester and Franklin on board, we could do this thing, T. This ain't no dream no more. Yeah. You keep the case. Fuck me. Okay, hey! All right. Keep that silly fucking thing. And you can keep Patricia as well, all right? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, all right? Of course. And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm gonna do. You know, Trevor, we both know you're not the marrying kind. But hey, it's great to be back in business, huh? Let's bring it on. The big one! The big one! The big one! Yay! Așa. Și m-am uitat la serialul The Blacklist. Nu știu dacă voi îl știți. Uite, mă spriet. Dar normal că vreau.
Ești la mișto, dar sincer mai mișto a fost spoiler cu fratele, a fost... Bă, contează foarte mult și cum e scris, știi, serialul, asta contează. Și nu știu, cum e serialul ăsta, New Amsterdam, adică am văzut ce, mă rog așa un pic din el, ia. Hello, Townley's on the line too. Aoleu. Hey, Trev. Officer douchebag. I need your whole crew over at Cape Catfish. We're moving on the chemical weapons plant. Nah. I just gave something to Lester. I need to deal with some stuff. Get back to Los Santos. Just, give me a week. We got the equipment with your Polito money. The gangbanger's already on the way. The window's open, my friend, and you are jumping out of it. Shit. Los Santos ain't going anywhere, bud. A, să mă duc la jeful la mișto. Ce mă pachie pe mine să jefuiesc, ești nebun? Ce mă pachie pe mine să jefuiesc? Pentru că nu sunt eu mare jefuitor. Aha, hai că merge până acolo, pula spătarul, ești nebun, direct teleport dau. Ești nebun, direct teleport, îmi pare un băiță, avanti fratelul Romano. Păi, stai că, nu știu ce mea că... Mă știu ce am avut timp să concurge sânge cu aia, zice. Dar nu e ok, nu știu, am, mamă ce mai că sunt, trei că sunt tripate, ești nebun. Gata. Așa, doresc să go hunt. Ah, am crezut că e Tracy cumva, gen fata lui Michael, dar am zis, bă, ce trebuie să trec cum apelează pe mine, adică n-am nicio legătură una cu cealaltă frate. Mamă, 45 de FPS în disabler tu. What? Later pe... Stai puțin, de ce later pe sunt aici cu aia? Mă, pe, am pe bune, frate. Am pe tu, am cu aia tu vorbesc serios, nu vreau mai, dar nu vreau, eu vreau acum să mă joc. A, mă, frate, mă, ce jiguri penale, mă jur cu aia, să ai... Ăsta e prost cu aia jocul ăsta, băgă-mi ești pula, băgă-mi ești... Dă-te-mi pula mea de aici cu aia, tot. Că începe să mă enervezi jocul ăsta, ești nebun, că vrea să... Să pornească misiunea asta când vrea pula lui Rockstar, băgă-mi ești pula, că sunteți corupții, ești nebun, sunteți... Tu și cum ai că să faceți abuzuri, să e un abuz și abuzul se va pedepsi scump. Bă, de-a mine, bă, de-a mea, bă, eu sunt lupt. Bă, sunt luptător, bă. Sunt luptător, bă, eu lupt. Pentru dreptul meu, eu lupt. Fie că-ți place, fie că nu, e dreptul meu dacă vreau să fac update-uri sau nu. Bă, a mine, bă, de leu, bă, sânge regesc. Am influențe peste tot în orașul ăsta. Haterul, ce bun, controlează, e ochii mei, ești nebun. Emma Maria este cea care e cu propaganda. Nu spui mie, mă, măi, că să tu cum să fac abdutul, băga mea și pula, mă, dar păi tu știi cine sunt eu, mă? Bă, sunt Dragoș Peruvianu, mă. Sunt Dragoș Peruvianu. Da? Și știi ce se întâmplă când îl furi pe Dragoș Peruvianu? Zi, mă, zi, dai, că... Păi, te pornesc de nici mă, deci mă, o să simtă palma pe care ți-o voi da. Deci eu voi articula o bersacă, o scatoalcă, cum nici tactul nu te-a bătut, cum te bat eu. Păi tu știi de ce sunt eu, mă, violent? Pentru că urăsc, mă, proștii. Și urăsc... Calmate. Mă calmez, mă voi calma. Mă voi calma. Nu, nu, să nu te prind. Nu. Nu, am zis nu. Știu că într-un fel sunt, ești tentată să mă lovești, dar hai calmează-te, că sunt oamenii și la mine, frate. Vorbesc serios cu aia. Ce zis? A, una mică? Nu. A, mă, nu fi tristă. Hai, mă, bine, hai, bă. Gata, vezi acum te-ai calmat? Bă, că în viața îți dă update-uri, nu le fă, frate, ești nebun, pe ce ai dă, băi, bărbați în anul 1780, când te duci, când era războiul ăla de independență, ești nebun cu America, cu templierii, hai, da! Păi nu fă, ăia-i făceau update-uri la Windows sau la PAN, nu, cu aia, sunt un chiloț, ești nebun, aia pe când le dădeam mașina cu tigaie în cap, se duceau, că n-aveam control, ea cred că mai... Sper să-ți mai pună armură, da să masă de lacrimogen. Băi, aia nici cu... Nici fumigenele nu știu la rogine. Bă, se ducea așa pe război și... Tuf! Cover me! Cover me! Piu! Și mura, asta e... Pădeapsă! Băi, eu sunt Robocop.
Robocop. Ce mă pache viața? Gata, cu aia, hai la misiune, cu aia, hai la misiune, gata, hai că m-am făcut Cătrincă, frate. Oh, ce mă pache pe mine să fac apretură de Windows? Ce mă pache pe mine? Ce mă pache pe mine? Ești nebun, sunt mărul la ambituri, ești nebun, sunt campion la sat. Mâncam, mă. What's going on, ladies? Hello, Trevor. What kept you? Business, Michael, business. All right? I'm the CEO of a big international corporation. It's very time-consuming. Nothing, of course, you'd understand, being a gentleman of leisure. You know, Franklin, if there's one thing that you're gonna learn from being around us... Plead just... fucking insanity. Then they can't fry you. If you want something done, go to the busy man. This rich fuck is useless. Hold on, man. Could y'all knock that shit off? Oh, look! Boys, your boys, it's the feds. Hey, where's the other three? What other three? We told you to bring along six. This is a six-man job. No, you didn't. Dave did? No, Dave didn't. You said you'd do it. That is a frickin' lie. I do not get things wrong. All right, great. Then we're out of here. Fuck it. Let's go. You three can do it alone. And I fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day, keeping the country safe from scum like you. And you're doing a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on. Come on, Mr. Leisureware, Mr. Depressed Accountant. Let's go save America. Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in international affairs, you know, the agency, and they're using this facility to make a serious nerve toxin. Bullshit. Yeah, which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. So let me get this straight then. No, there is no getting it straight. That's the point. Now we're doing this. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. What size flipper you wear? Mamă, mi-am dat toată energia, ești nebun. Agent Norton, it's been a while since you were in the field. The sight of you in neoprene is something we save for our worst enemies. Shut up, I'll be fine. And you, get in. You're driving. Go down the coast. A, așa. Păi după ce misiunea asta, cum ne se cheamă? După ce facem misiunea asta, după aia cred că ne băgăm în oraș cu aia, că poate cam asta. Dar și care faza cu Martin? M-a întrebat un bro? No wisecracks, got it? No fucking clichés. We're fighting for the freedom of the people today. Don't lecture me on patriotism. You've been living outside the system too long. Social responsibility's a joke to you. So maybe I redeem myself, get killed in the process, huh? That old bullshit. No one is dying on my watch. Not even the burnout bank robber with temper issues and nothing to live for. This is the bay. We can get in through the discharge tunnel. Așa, frate, și cum ar trebui mătătoare? Adică nu putea să le moare pe Michael după aia, după ce dădea save attack maimuța aia care era de aur? Adică, pana mea cu aere. Putea să zică no one makes fun of me, știi? Și să zică că l-omoară. Știi? Bine, faptul că, de exemplu, să spun că o să ierte, e o chestie bună, știi? Mă, ce mai sperie să-mi bat pula. Am crezut că bate cineva la ușă cu aia, e nebun. Mai mă, cu aia, e nebun. Mamă, zici să-mi bat. Zici că parcă mă joc sub Nautica cu aia, mă. Așa e. Mamă, cu aia ce urăsc eu, frate, foarte mult. Deci, în momentul când văd pe Fightist. Așa. Bă, văd numai jocuri de-asta indie foarte proaste, chinezării. Bă, bă, proaste rău. Bă, vă dau acum o sfat. Dacă vă apucați de, să spune, de creat jocuri video și vreți să faceți un job din treaba asta, vă rog eu frumos. Bă, vă rog eu frumos, pe orice vreți voi. Nu faceți jocuri indie. Știu că este treaba ușoară treaba asta, că mă rog, e așa.
Dar credeți-mă că nu e, nu e, a, nu e o chestie de viitor. Gândiți-vă, frate, că gen, dacă vă uitați pe Fightlist, e, sunt pline, frate, deci pagina cu jocuri indie făcute de niște companii care n-au zis nici pula spătarul și nici nu s-au udă vreodată de ei. Știi, pentru că, hai, sunt proaste rău, adică gândește-te că jocul ăsta indie n-aduc nimic nou. Știi, ca să zică, bă, hai că mă joc, știi? Sunt foarte proaste, hai, sunt foarte, foarte proaste. Adică n-aveți scuză, hai, de exemplu, am văzut, frate, un tip care a făcut, mă rog, a luat o mapă gen cumpărată, nu știu de unde dracu și da, cu aia, cad în blend mode sau cum dracu se cheamă și a cad ca un fel de GTA cu aici, nebun. În 24 de ore, chiar să vă uitați. Să căutați și voi pe YouTube, nu știu, GTA 4 Recreated sau GTA 5 Recreated sau GTA Recreated în 24 de ore și sigur găsiți. E cum par ceva, o să vedeți voi, un tip care face în 24 de ore, bă, și-l face ca lumea cu, adică îl face miștorul, adică, bă, în 24 de ore. Așa, și cum ne mai se cheamă? Și bă, a făcut treabă bună cu aici, nebun. Și a făcut treabă bună. Deci nu veniți voi la mine și spuneți, păi da, mă, știți, suntem la început, suntem firmă mică, nu e scuză, bro, nu, deci nu e scuză cu aici. Nu fii tu, de exemplu, la mine și îi spui, păi da, frate, știi că noi suntem la început și după aia o să fac, nu, frate, nu. Pentru că știi care e faza, frate, jocurile indie sunt prea, mult prea făcute și vă îngrămădiți, vă scăldați într-o nișă foarte mare de oameni care fac același lucru ca să devină noticeable, știi? Deci, cam greu, știi, cam greu să devii tu popular. Ai putea să fii cu ceva care să, bă, să fii mișto. Think higher, asta-i faptul. Gândește-te, de ce ne-ai bat, deci pune-ți întrebarea asta, frate, de ce dracu lumea s-ar uita, ți-ar descărca, de exemplu, nici nu mai zis să-ți cumpere jocul. De ce s-ar juca jocul tău, indie? Că știi cum e lumea, bă, știi, n-a auzit nimeni de firma ta, după aia, știi, pur și simplu, se uită la gameplay, par destul de mesh și spune-o că nu, nu o să ia. Da, așa se face cu jocurile, știi, nu știu, nu vreau să par răutăcios, dar credeți-mă că nimeni, deci sunt slabe șanse ca cineva să vă cumpere jocurile și după aia nu să-ți cumpăr eu, o să ziceți, băi, da, dar n-am cumpărat nimeni, păi... Uite, de exemplu, și eu mă întreb, de ce naiba s-a uitat, de exemplu, lumea la mine și, bă, pot să zic, frate, că pot să ofer ceva, eu. Uite, de exemplu, vă ofer cartel în casa pe care o vedeți acum. Vă ofer o stare de bine, știi? Asta e faza. Nu știu, mai mă înnevesc pe aici, mai arunc cu ceva, mai dau palme în cap, știi? Da, e o formă de entertaining asta, știi? O fac nu că-s cam eu ceva la cap. Doamne, dracu, mă duc, așa, a? Așa, eu fac ca să cresc content, ești nebun, pentru că știu că circul e foarte bine văzut. Păi, de exemplu, am văzut, de exemplu, la clipul ăla cu croșurile de dreapta, că am sus 18 like-uri. După aia, la ultimul video cu GTA în care am avut stare de căcat, am avut decât 11 like-uri, cam așa. Deci, s-a văzut, nu s-a văzut, coaie, s-a văzut. Știi, și de asta am zis. Și de asta că tot timpul clipul ăsta care sunt mai cu agitație, cărțut așa, și așa, și așa, strâmb bine, asta e faza, știu că e nasol, știi că numai e pe interes, dar adică trebuie să și te gândești așa, știi, de ce, trebuie să-ți pui întrebarea, de ce s-a uitat lumea la tine? Că uite, de exemplu, frate, dacă e să mă uitați pentru ce nișe de oameni fac eu GTA, gen contentul pe YouTube, bă, în general, frate, nișa mea este... În jurul adolescenților, copii, adolescenții, etc. Pentru ăștia mai mari, nu știu că, de exemplu, s-au uitat la unii de 30 de ani, la unul de 24-20 de ani care se joacă GTA și își dă palme în cap, adică să fim realiști. Cine s-ar uita? Dar nici nu mai zic persoane mai peste 40 de ani sau peste 30 de ani. Vă dați-vă seama, cine s-ar uita la un descriere ca mine? Are we ready? I was born ready. Let's do this. Come on, Dave. What's the plan? Hey. We locate the toxin and action our escape strategy. That's what we got. Great. Lead the way. Bank robber, your job is to keep this covert and non-lethal as long as you can. Hands up, you, now! Come on, let's go! Ce-mi place! The pass! Ce fate? De ce? Bă, de emuzant cu aia, de fapt, cum o de râi. How you feel about this? I feel pretty damn fine. Yeah, if only your camera crew was here. Round
Nu, frate, eu acum vreau să fiu gen mișto, frate, să nu mă omor pe nimeni. Decât dacă, doar dacă sunt, de, am, e necesar. Take what you want. I don't care. Oh God! Oh God! Penis shot. Am o că ți-am mai dat niște semne vițare la penis. Gata, frate, gata. Ce mai ne... ce-i așa, pe ce, 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 ce? Ok, ok. Bun. Opa, cred că cineva va veni. Da, ia chema, nu pot să mă descurc cu T0 sau adevărat. I dare you. Just a little pinprick. What can a pinprick do? Ask the monkey. Hey, vedeți? De ce să folosim violența când nu trebuie cu aia? Vedeți? Vedeți, mă, că sunt om bun cu toată lumea și cu cine nu trebuie să sunt bun. Mamă, ce naiba? Mamă, asta e dită mai... Deci, parcă mă joc în spintă, să-l adevărat. Da, și mi-a zis și Maria Căcica, am promis că fac GTA. Măi, dacă nu-mi place să fac acel joc, nu am să fac punct, pentru că nici nu vreau să vă pierd timpul, adică inutil, cu acel joc, adică prefer să vă aduc ceva calitativ, decât să fie ceva, să spunem, des și prost, doar ca să fie acolo, știi? A! Ce m-a speriat? Cam asta e. Ok. Mama, zici că sunt în serialul ăla 24, adevărat. The most dangerous man in the country. I'm also the most shit scared. Oh man. Mă auzi să văd dacă îl scapă. Să scape așa, doar un pic așa, să scape așa puțin. Ok. Culcat. Și tu, șmecher, ai nevoie de un tratament penisal? Ah, vrei să te fac penisul să se comporte mai bine? Bine. Vedeți, acum penisul tău va fi mai puternic de 22 ori mai mult. Oh, dacă Shears gets real, atunci gets real și Dragoș. Taci, mă, nu mai se cere după ajutor, fute-mă, șpătine. Nu-ți mă să depozit ăsta la Microsoft. Să spui, fute-mă, șpătine. Excuse me, sir, how dare you? How dare you to force me to make a bet, you motherfucker piece of shit, trash, good American piece of... Look at this idiot. Look at this idiot. You fucking bastard. I will make you scream like your mother scream when he birthed you. Ce mă pachi pe mine să mă joc GTA? Ce mă pachi pe mine? Păi nu mă joc GTA? Mama, sunt mai mulți ecoaie. Așa, ce am vrut să zic acum ceva, dar am uitat ce... Am venit de memorie cu aia. Efectele masturbării. Nu ai ce să faci cu aia. Mama, acum câteva surferi am visat că eram bun cu ei. Aaa, să vă zic acum o fază, frate, nu știu de voi, dar de fiecare dată când mănânc ceva picant seara, m-am trezit noaptea și efectiv m-am mâncat talpa, gen laba piciorului, coaie, ambele. Nu știu de ce, nu știu. Efectiv, frate, nu, dar nu m-am pus. Eu nu, care mă casă de fiecare dată când mâncam picant, tot timpul, asta s-a făcut în două seri, știi? De timpul seara nu m-am mâncat picant și a fost ok. Dar nu știu să vă spun de cineva m-am mâncat toate, e plor cum se întâmplă treaba asta. Adevărat. Și m-a citit undeva, oh. Am citit undeva, frate, că dacă te cuci pe spate, gen, îți dă sleep paralysis, știi? Bine, acum nu este o regulă că dacă te vei culca tot timpul pe spate, vei avea sleep paralysis. Paralysisul de obicei, frate, apare când schimbi programul, gen, ora de somn, adică tu de exemplu te cuci la ora 10, după aia te cuci, nu știu, a doua zi, la 5 și te spune, sunt așa ce să apară. Mă, știi că nu ai sleep paralysis, frate, poți să ai cum ne mă schemă, să vezi genul cu care nu sunt, adică, gen, practic ești timpul vis.
Dar practic ei gen în viața reală cum avem, știi? Dar nu te afectează gen fizic, n-are cum, e tot în mintea ta. Știi, acum depinde de fiecare pe persoană. La mine, de exemplu, nu s-a manifestat cu să văd demo sau să văd biștu cântași care se urcă pe mine, ci pur și simplu am avut impresia că cineva ia că stă pe scaun, știi? Și că dacă mă dau jos din pat, ceva rău mi se va întâmpla. Bă, și până mă se cheamă o frică și cum dau asta în jos? A, așa, am, efectiv îmi era frică că dacă mă dau jos din pat, ceva rău, ceva grav mi se va întâmpla cu aia. Și acum câteva zile am visat, frate, că eram bântuit de fantome cu aia, ești nebun. Da, e scary rău de tot. Nu știu, cred că pe spate am adormit, frate, nu știu ce poziție îți dă coșmarul sau ce poziție ar putea să-ți dea, cred că pe spate cam... Oh, mamă, că e gen poziția, gen, că nu poate să se, nu știu, să, gen legat de aer, că știi, că nu, mamă, cu aia. Ce mă enervează cu aia, că merge să ca pula. Da, ce morții tăi, că și... Taci, mă, că poate acum mă dau jos. Taci, mă! Mă, mă. Vezi, poate acum îl arunc. It's too risky, Bandito. That bird goes down and takes half the West Coast with it. You know what? If you're done puking up excuses, how about we come up with a solution? Okay, okay. All right, you go. I'll stay in cover. Fuck it. Fine by me. And the dead bodies? I'm lucky I'm not one of them. Come on. Let's go. Oh, FIB Special Agent, I got this covered! Detain this man! Fuck you, I should detain you, I just took a bullet for my country! Hold on up! Get us out of here! Mamă, frate, să ai... Zite-mă dacă cumva ar scăpa pe jos ăsta, ar face de dezastru, frate. Where's Agent Haynes? Don't tell me we suffered casualties! Only self-inflicted ones! Fucking guy shot himself so he could pass as a double agent! Mamă, ce riscant! Ikea, uite-te acolo, Ikea. We're the ones hoping we'll outrun the agency response team. I think Franklin's the one taking the easy way. Guy's got his feet up in an aircraft hangar. Look, let's just get to the airport so we can finish this bullshit. When you drop us, I'll take the nerve agent. Mr. Phillips, can I trust you to dispose of the chopper? Aha. I got more important things to worry about messing around with this stupid chopper. Like things that actually mean something. Ia, unde mama, să nu mă să nu spui că se bag mi-e rău. Deci mi-e rău. Deci mine să vomit cu aici, nebun, dar pe mine să vor să acum laptele pe care l-am băut de la mama aici, nebun. Deci să mor tu, coai, dar ce vrea, mă, nu vrea să-și împachetezi frumos într-un cadou de Crăciun? Dar de ce tu mie, frate, dar nu vreau să... Mamă, fix pe mine ca toată treaba asta, ești nebun. Ce mă pachi pe mine să conduc elicoptere în GTA? Ce mă pachi pe mine? Și cum dau? Na, mâncă mi-a spus la nații. Hai că nu s-a... E greu aterizarea asta cu aia, că se mișcă greu cu aia, nebun. Nu sunt bun cu elicopterele cu aia, ce vrei, nu pot. Hey, Frank. It's cracking, man. So the chemical weapon in there, right? If it even is a chemical weapon, hell, it could be shaving cream for all I know. By the way, next time you're getting wet. Oh, but there won't be a next time, will there, Davey? There never is. I'll do my best for you, I always try. Yeah, well, maybe this time we'll get lucky. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate him? Are you insane? They're probably decorating him right now. Hey, Davey, your boys at the agency are on to you, remember? Huh? You and Stevie. Just try and keep your heads down. Yeah, putz. What's this? Oh, fucking A. Yes! What's up, man? My days in the wilderness are over. Lester, he settled up with that crazy Mexican motherfucker. Gave him the artifact. Now, as long as Trevor handles the wife, we're good. But what about him, man? Yeah, fuck him. He likes the desert. Besides, we do one big score, we're all gonna have to go our own separate ways anyway. Oh, man.
I can't wait to get back to that movie studio. Yo, all right, man. Well, shit, I'll holler at you later then, all right? What a shit show. I'll tell you what, you could take this desert and stick it. My life may be a world of pain, but from here on out, it's going to be cool, comfortable, air-conditioned pain. Take it easy. Rămâne de văzut asta, Michael. I had a wonderful time, Trevor. But we both know I made a vow to my husband. I know! Mama plânge Trevor, nu cred. Pain inside you, but you are a beautiful man. I've never been so happy, so sad in my life. You have a beautiful way with words. Everyone I love abandons me. I am not abandoning you. I am going home. Treat you. I know. Noi știm, pare rău, frate, știm de Trevor, adică într-un fel, oricât de badass ar fi și oricât de dur ar fi și oricât de killer e el, bă, are suflet cu aia, știi, adică totuși ceva în interiorul lui are, frate, și să știi că chiar așa și e, adică faptul că sunt, de exemplu, și la prietenii lui, știi, adică totuși în nebunia lui, totuși are ceva, știi, un gram de suflet acolo, ascuns, bine pitit. Și mă uitam de ce o să fac un joc mai frumos, știi? No. Stay. Mai bine, e adevărat. You better treat her right, man! I will, amigo! De ce a avut să... Otherwise... The other ear! Of course! The way I see things, you and me and Michael, we're friends now. Good friends. Such good friends that we will make a great effort to avoid one another. That's fucking perfect. Thank Michael for the statue. It is exquisite. What? Yeah. Ce dracu i-a făcut? Că... Yeah, I will. Coaie, nu mi-amintesc de partea asta, adevărat. Deci nu mi-amintesc că i-a făcut ceva la ureche. No, frate, bă, dar ce vreau să fac, coaie? Nu, că vreau să fac ceva, să schimb cu aia hainele lui Trevor, adevărat. Că vreau deci vreau ceva neapărat să aibă ceva luxos pe el, cu aia, nebun. Deci, nu mă convins voi pe mine, ești nebun, facem treaba asta acum, de față cu voi, cu aia, ești nebun. Sper să nu fie închis asta, tot ce îmi doresc. Să nu fie închis cu aia, ești nebun, să zic, perfect. Ce haine putea să... Sunt costumul i-a stat lui Trevor cu aia, mamă. I-a stat... Totuși, nu i-ar sta rău, dar gen... Nu știu de ce am avut senzația că poate mai sunt niște... haine pe aici, vedem, poate, de exemplu, pe aici mai sunt. Nu știu, știu că parcă mai erau unele mai mișto, gen cu alb. Astea mă cred. Cred. Îl vreau pe ăsta, da, adevărat. Vreau shirts. Mamă, coaie, da, ce miu bambini. Bă, nebunule, frate. Suits. Jackets, ia să vedem. Mamă, coaie, zici că e Vito Scaleta, ești prost. Băi, dă-te molos. Stai puțin, coaie. Stai puțin, frate, că e o chestie importantă aici la mișto. Nu vreau asta, coaie. Sports, e acesta. Aoleu, haine de bunii, coaie, nu-mi place. Dar vreau pantalon, coaie, nu găsi și pantalon pe aici. Sweater, nu vreau sweet, coaie. Sweaters. Bă, și n-au pantalon, coaie, gen, mă refer pantalon, știi? Se separat. Aici gata, coaie, gata, am aflat aici sunt. Scuzați-mă, excuse-mă, frate, deci nu, trebuie să-l coafăm pe Trevor. Dar cu ultima aia că vreau să fie asortat ea, cu negru. Oooo. Mamă, topez, mamă, Black Oxford, coaie.
Că nu găsesc pantaloni, nu știu, ia fete băi, mă la magazinul ăsta să aibă și... zic unde mă cheamă. Da, să aibă fate, gen... pantalon, frate, ești nebun, că poate, de exemplu, vreau să-i fac separat cu aia. Ce mișto i-a fi să cu costumul ăla, ești nebun, și cu pantalonii aia. Ba, olo. Pantalonii ăștia, i-ar fi stat sub... i-ar fi stat blanau, ești nebun. Dar acum, dacă... Sper să... Să nu declanșeze, să nu cumva să nu declanșeze. That's a funny way to greet your cousin. You ain't my G-damn cousin, Trevor. I thought we was family. But please, just go and ruin somebody else's home furnishings. Who the F is that for? The new one, my sweet. Hey, by any chance, did you catch crabs at that conference? What? I heard that those conferences are regular little fuckfest, huh? Guy, come in. I'd like you to leave right now. Oh, yeah. Some serious corporate gangbanging going on, right? Yeah, with every executive and director of communications from here to Bangalore taking it left, right, and center in the name of team training, right? I mean, now that's what Floyd told me yesterday as he was staring at my my penis. I want you to leave now! Look, this is all I've got, all right? I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me, okay? Your daddy? Look, Deborah, I love you, and I love you too, Floyd. Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays, you can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, is normal so good, huh? Look, Deborah, Floyd, will you marry me? What? Get out of my condo! My God. And you go too, Floyd! I told you, I've got a career! I don't need this crap! Yes! There. You made me swear. You're crap, Floyd. Crap! You're not a man at all. Bob's right about you. Oh, who's Bob? I want both of you to go now. You and your weird friend. Whoa! Hey! My name is Trevor, sweetheart. I could give a fuck what your fucking name is! I'm not afraid to use this. I'm not. No. Bob taught me. Fuck Bob! You people are not very fucking nice. Oh no. That's a sight. That's a romantic sight. Oh, hey there, Trevor. Hey there, Wade. Did you meet Gebra? Interesting lady. Se pot observa perché era întâlnit-o. Why not? Because go they're... The car. All right. Let's go have the time of our lives. Yo, mamă, deci la mor și pe... I know just the place. Mamă, deci la mor și pe tipul ăla, fac de săracul de el. Bob. Who's Bob? I am Bob. School Bob. I could run in and get Floyd and Gebra. I know she seems kind of uptight, but she can have fun. No, a avut. I don't think she can, Wade. Cred că s-a distrat prea mult în ultima Floyd's perioadă. Floyd's gonna meet us there. Boys trip. Exactly. Oh, Trevor, what have you got all over yourself? You're all red. You got syrup? Yeah. Syrup. Accident. Mm-hmm, combinat cu puțin sânge, așa, puțin de la Debra și de la Floyd. Cam așa, e nimic nou. Asta e așa. Bă, dacă e cineva umblat. They go taste like carrots. Don't taste me, all right? Just no licking. Okay. Hey, you remember when we met? Sure. Last year. I was on the way to the gathering with Daisy Bell and Kush Chronic and... And you stopped in Sandy Shores to get lit, and you met a dealer, and he looked after you when your friends had abandoned you. That was weird, weren't it?
The last time I saw them, they was with you, driving out to the quarry, and then they just disappeared. Right? Momentul ce bine se vede GTA-ul adevărat, mamă. Eu nu dacă e weather. Glow. The Congo gig get messy. Overcast. The pattern nu-mi place Foggy. You can't rely on anyone. Anyone except me. Parcă așa, mamă, coaie, cât de blană se vede GTA-ul, coaie, ești nebun. Mamă, dă timpul la mea. Vai de capul cât de șmiche se vede GTA-ul ăsta. GTA, mă juc acum, e un mic păi nu știu, frate, filmăm cât putem cu aia. Că și care faza, că nu avem așa mult din el, chiar nu avem mult. Wow. Oh, yeah. That's unlike him. He's a real homebody. He loves that apartment. Interestingly, you and me, we got a new home. Where? Here. Right here. Here? Here. Now, I know it's unconventional, but that's the way we roll, homie. Hey, you two. You two, I want you to give this boy a good time. Mama, venit la mine, mă. Hey, gorgeous, gorgeous, gorgeous. Tell me where the manager is for this fine establishment. Through there and take two doors to the right. Through there. To the right. Thank you. Dar nimeni nu o să observe care gen dită mai sângele, boarta de sânge pe haine, adică fanul meu nu știu ce pot să zic. Amigo! Prepare to meet your new partner. Opa! Cred că știu ce-a urmat asta. Hey, Lester. Hey, Trevor just called about the big one, the UD. You know anything? Yeah, I told him we could hit it. You down? Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taking over the Vanilla Unicorn Gentlemen's Club. All right, message Franklin. Mamă, ești nebun. Păi, brother, și care față, cred că mai avem, să zicem așa, cred că mai avem 10 misiuni sau 9 misiuni. Ha, mă. Așa, din asta, după aia, gata. După aia, cred că am să mă apuc de GTA, de GTA 4. Uitați-vă și voi cum se vede cu aia. Dacă aș face GTA 4, se vede la fel de bine. IT guy. What's up, bro? Look, I know you aren't still fixing computers for a living. When you gonna throw some work my way? Hey, if you're right for a project, I'll be in touch, okay? Okay, but don't forget about me. Aha, deci putem să recrutezi pe asta. Mamă, uitați-vă ce jante are asta, măi, că ești nebun. Și fratele meu. Bă, cât de tare. Mamă, uitați-vă și voi ce grafic are GTA-ul ăsta, ești nebun. Mamă, deci nu cred cu aia, ești nebun. Hai să începem acum la fucking Trevor. La Trevor Filipano. Am început acum să mă joc, frate, Assassin's Creed Rogue. Din nou, așa. După aia vreau să mă joc cu Assassin's Creed 3 Remastered. Mă, cu asta se scrie 3 remaster, frate, nu prea, pentru că, în general, frate, lumea nu prea, ca să zic așa, nu prea îi place. Știi, adică, ideea este că ca să ai succes cât de cât pe YouTube, trebuie să faci cu niște jocuri care au avut, eu știu, un impact asupra de României. Adică, de exemplu, gândiți-vă pe următor ce ar atrage acum, să fac acum o serie din... Și o să mă juc acum CS1.6 sau să mă juc acum Assassin's Creed 3 Remastered? Îmi dai seama că CS1.6 avea mai multe șanse să fie vizualizat decât un clip acestei Remastered. Poate, de exemplu, e bun jocul, nu zic că poate, nu zic că nu e bun. Dar lumea să nu fi auzit de el, poate, de exemplu, mamă, ce firul ăsta de porcoaie. Poate, de exemplu, lumea nu-i place sau îi consideră boring. Știi? Asta e ideea. Na, fiecare om ar uita ideologie, ca să zic așa, știi? Before you ask, the fridge is broken. That's alright. I've had enough of your hospitality already.
I have changed my ways, all right? Yeah? Yeah, I'm done with that crazy shit, all right? I want to square things away with Meriwether, make sure the agency ain't coming back after us, and then do one last big score, and then you get to go back with your family. Me, I'm just gonna live here. I'm gonna run this good business, showing people a good time. Bust Brad out of prison, and then, you know, happy. So how'd you come by this place anyway? Had it for ages. So you must know Leon, the old manager. Leon? No. Yeah, whatever, man. So what's going on here? What's going on is the big one. A long, long time ago in a faraway place, there were three guys. Michael, Trevor, and Lester. And Brad. Yeah. Sure, Brad was there sometimes as well. I mean, there were other guys, though, too. So, anyway, we robbed and lied and we hurt people. Pretty much lived a low-life kind of existence. But always dreaming of one thing and one thing only. The big one. The big one. The big one! What is the big one? The Union Depository. Around 200 million in gold bricks, all taken from kindly Uncle Sam, who will spend the rest of our lives being hunted by government officials if we live through the attempt. But! It'll be my, our masterpiece. So, gentlemen, let's do our civic duty and get out there and find some gainful employment. This way. Let's go. Big one. Lol. Allowed. Come in, you there? Alright, we're on a strict schedule. There's a couple of armored cars on a dry run to the depository. Intel suggests they'll be going down Innocence Boulevard in East LS at approximately 15:30. And Trevor and I need to map their route for a possible hijack point. So we're going to his airfield in Blaine County and coming back in his chopper to intercept. Michael Franklin, all you gotta do is take the temperature at the bank, see if there's anything that stands out. Hey, we are taking the temperature. Yeah, you know, getting a feel for it. Security, exit routes, general vibe. Alright. Mă, GTA 4 am să-l modez, dar nu am să fiu exagerat în grafică, doar să fiu... Unde morții tăi să mă duc? Futu-ți morții, măte, să-ți fug, fute mașini. S-o fug pe mă, ești nebun, toată viața ești nebun. Unde dracu mă duc, că nu înțeleg nimica unde e. Deci n-a să fiu nebun în a pune moduri. Nu știu, să văd, poate dacă există cumva niște moduri care să mă atragă. Ok, dacă nu, am să las așa, să fie, eu știu, cât mai vanilla friendly, oarecum. Cam cum e și ăsta. Că nu e exagerat. Man, security looks light. We send in a couple of sprung niggas, clap clap. Bă, nu mai zic cuvântul cu nă. Oh, I see it. Man, getting in the door is easy. It's a standard bank. It's getting underground is hard. Exact. Ain't that where the metal's kept? Right. Now we gotta stop outside the Arcadia Center down on Alta Street. Mabuza. We can get a view of the back from there. Mamă, deci uitați-vă și voi, doamne, cât de plan se vede cu aia. Bă, și jur, frate, pe ce mai sfânt. Că n-am, că nu le editez, gen, așa vedeți filmarea, exact cum se vede la mine, așa vedeți și voi. Că după ce mai bag așa pe clipul niște efecte, cu un pic de contrast, știi? Ca să iasă culorile mai, să fie imaginea mai vie, ca să zic așa, știi? Mamă, și mă doare burta acum. Mă mine acum să mă cag, dar mai ține-s adevărat. Când mai fac, când mai ține episodul? Bro, să fie, na. Mamă, mi se mă fac să-mi bag pula și bă, ce senzația când îți vine să te caci și zici, mamă, că rup totul, că o să mă cac, o să fac totul și te caci, faci 30 de la răhățele de la mici, atâta. Atât de fac cu aia, de bun. Lasă-mă în pula, mă. 13:30. We're an hour down, two to go. What is it? Yeah, I don't know why I didn't think of it before. I want to bring you in on the ground floor this time. That's not a joke about disabled access. I didn't think it was, but now I do. Mă, dar ce diferit pare, măi, că
Trevor în costum adevărat. Da, parcă nu prea el, dar știi, am vrut să mă și schimb un pic. De ce neva se dă asta în, se dă jos din asta, nu pot să-mi dă seama. Ia. Oh, frumos, frumos. Mă așteptam să las așa din privire din, din asta, nu știu. Mi-a plăcut întotdeauna să văd din, din elicopter, nu știu ce. E atât de tare cu aici, nebun. Stop! Is the police! Uuu, asta e închisoare, să nu intrăm acolo. Așa, nici nu mă știu ce de acum am vrut să mă... Nu știu dacă a fost printer. Ok. Și să mă, la YouTube m-am uitat, bro, la un cuture, frate, deci îmi place omul ăla maxim, frate. Deci cred că e singurul om care mă uit la live-ul lui. Bine, el, de exemplu, și cu emoji, frate, știi? Că, de exemplu, mai e la All-In, ca să zic așa, că și-a făcut pisul de la zidul ACP. Nu știu de unde dracu a avut bani să luăm bani de pisul ăla, nu știu. Nu știu că toți youtuberii ăștia care au 100.000 de subscriberi, bau bani cu aici, nebun. Nu știu cum dracu au. Deci mă jur că habar n-am. Să stă cu aia, are RTX la 3080, că... De, na, saibă. Așa, nici mai știu, v-ați mărat prețul, la prețul, îți dai seama că unul scumpă pula mea. Dar nu-mi dau seama de unde dracu au bani, gheorțale e aici, nebun. Nu știu, zici că parcă se cacă bani. Da, asta zic, coaie, deci ăștia de ce pandemie în țara asta, oamenii mor de COVID, iar alții fac bine, fac bani. Băi, cum ne mai reușesc? Nu știu. Ești nebun? Și un om care, și oameni care au învățat în pula mea și nu știu ce, stau și, nu mai zic nimic acolo, e bun, dar emoțiilor. Eu v-am zis că eu urăsc oamenii care au bani în pula mea, știi? Care sunt cu bani. Pentru că toți se gândesc la ei în pula mea de asta, înțelegi? Toți sunt altruiști, toți sunt, zic, mamă, vezi că am muncit mult pentru nu știu ce, pentru... Aia pe care am avut-o, dar nu zic nimic că am avut noroc, știi, nu, eu am muncit, bă, am muncit, dar cum stă mai muncit? Păi și oamenii muncit și uite că n-au, cum stă așa, așa cum arată să mă pună cu aia muncit. Păi asta zici, știi, că sunt oameni care au învățat, care au facultăți, care au două facultăți și n-au banii tăi, aia e faza, știi? Și acum, pe cine să cred, pe tine sau pe ăla care le fac? Mamă, vine să mă cac... Mamă, coaie. Bă, băieți, frate. Ați, mă apropii de ăla. Scuze-mă. Scuze, dar unde? Acum, de-abia acum spui? De-abia acum îmi spune? Eu de unde dracu să știu? Așa, dacă cumva am să opresc filmarea, nu înseamnă că o să vină ai mei. O să auziți câinii, probabil, deci, na. Aaaa, ce mă pachi pe mine? Dar... We need to stay with them and find a place to ambush. Taci. Mamă, nu puteam să stau eu cu aia și să fie să conducă doar Trevor, să conducă. What kind of ambush spot are we looking for? La adevărat. I tend to wait in the John, catch them when their drawers down, but I guess that won't work here. No, it won't. We're looking for somewhere with cover for us and no escape routes for them. Cam greu să găsești așa ceva, dar mă rog. Trebuie să stăm acum cu ochii pe ăștia. Nu, am crescut gen, te să urmărim așa, pur și simplu, că conduce el automat, dar am crescut gen... Da, dar, na, nu a fost să fie. Și asta, pe bradere, cunosc mai filmez acum un episod. Păi, nu știu, foarte probabil că o să fie, nu știu, peste câteva zile, frate, dar dacă se clip două ore, vă dă și voi seama că trei zile după aia, acum cu o să fiu mort în cadre, e bun, deci asta vă garantez eu. 3-4 zile, nu mai postez. Cam asta, că bine de postat, pot să postez, că nu mă doare mâna, dar
Ideea că o să vă descriu, gen, dacă nu o să dau, că vreau să postez, deci o să postez și clipuri de căcat, pentru că n-am energie, frate, știi? Nu știu cum sunt alții care au energia aia care, nu știu, nu știu că în fiecare video youtuberii ăștia mari au energia asta, știu că poate își fecuiesc, dar cum naiba reușesc, adică cam care e secretul lor? Cu asta nu, cu asta nu înțeleg, știi? Nu, acum avalitatul nu se mă aude, dar nu știu ce morții mă se avocoa înainte, ești nebunia, nu știu să aude ca o motocicletă. Da, fata, am o problemă cu ventilator din față, cum a venit de la calculator. Nu de la placă bine cu aia, gen ventilatorul calculatorului cu aia, știi? E Red Dragon, să nu vă luați, știi? Mamă, s-a băgat exact pe unde... Exact pe unde îmi place mie, ești nebun s-a băgat. Pe și unde ne ba s-o băga cu aia, că n-a fi... A. Ok, they'll be back out in the open now. It'll have to be a quick turnaround, but you can hijack the trucks in there. Dar nu vreau, frate, să mai zic, mă, că mă plictisim, mă doare și burta, adevărat. I'm picking up the cars, right on time. Hey, it looks like we're gonna need some IDs to get in the building this way. I'm assuming that's doable, Les. IDs I can handle. Onion 86 in sight. Stand by. Hey, I was expecting you 30 seconds ago. Tell that to the traffic. Mamă, cu secundele coaie, auzi, am așteptat cu 30 de secunde coaie, mamă, dar zici că sunt robos coaie. Exact ce-mi place mie, jine. Ce mă pache pe mine să caut asta, jine. Ce mă pache pe mine. Bă, sunt numărul 1, ești nebun. Păi și nu-mi neba găsesc cu aia, cât am filmat. Unde naiba e construction site? A, nu-i cumva aici? Că e singurul construction site de care pot să mă gândesc. Că altul... Sau n-o fi ăsta? Dar care e, mă, frate, mă? Mama, ok, și-a chef de glume cu mine, ești nebun de fața ascunse, dar știi, ghicește unde sunt. Ce dracu mă joc aici? 50 de întrebări mi-l suna. Dar ce spune? Mamă, nici nu mă știu ce, că am știut cu azi... Că nu mă știu ce dracu a zis. Unde a zis, mă? Ha, mă, fă morții tăi de gras prost, că de-abia te piși, ești nebun, te ține, mă, la pune, ești nebun. Aoleu, dar nu mai vreau, m-am săturat de misiunea asta handicapată. Nu mai vreau, frate, dă-te. Bă, nene, nu se poate, bă, așa ceva, frate, e nebun. Bă, tu a 10 minute cu camera aia. Al dracu de grăsa în post, după ce e gras și urât, se uită, nici curve nu se uită la tine. Dă-te morții de parașutist. Ce morții vrei, morții, drum? Ce mai vrei? Unde dracu să te duc? Că nu vezi că nu mă descurc deloc, vei de jocul ăsta că nu știu să plec de asta. Mă pune să că... Unde dracu să mă bag? Vrei să te lasă aceasta să vă duc? Aveți fotografi? Pe unde coaia, bov? Abov unde anume coaia? Abov unde? Vrei să te pun pe când te-ai după plătă de coaia, ești nebun? N-ai că stai pe din plumă coaia, ești nebun? N-ai stat jumătate de oră aici, ești nebun, n-ai. De spune lumea că sunt handicapat, de ce... Abov unde coaia? Abov unde vrei? Unde? Că nu, asta nu poate să meargă mai repede, mai sus de atâta. Unde vrei tu? Abov unde, frate, ești nebun? Unde? Right above it, you say?
dar unde lumea bof deasupra unde, că nu-mi dau seama. Deci nu-mi dau seama unde abova, abova e că gila pe clădirea asta vrei să te-o pun? Că nu-mi dau seama, frate, nu știu ce dracu mai vrei, dă-te în pula mea. Mamă, ce mă enervează, doamne, doamne, popoate, și dă-te aia că deja începe. Dă-te, mă piși pe tine, ești nebun, du-te mult, că mai bine mă piși pe descurs și mai bine mă... Na, ce-mi place. Na, du-te mult, te lăsă prost, ești nebun, după ce chiar, n-ai văzut ce față are și ce, își poartă hainele alea, eu am haine de la H&D, mă, boschitare, ești nebun, nu cu mama, scui, poate ea pe motor. There's your big asshole. Unde? 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 Dar nu-mi dă să, dar nu văd eu. Unde anume Big Ass Hole? Dar nu-mi dau seama unde anume coaie. Nu știu coaie, nebun, mă arăt cu coaie. Nu știu, frate, da, go back, ha, cum, hai. Nu știu, frate, nu știu unde anume la ce se referă, pentru că vreau să mor de trei ori ca să pot să dau skip aici, nebun, că nu știu. Deci nu știu unde anume e, văd de-aia gaură, ești nebun. Aute, pe mâncare mi-e pula, dar puruții ăștia. La ce urte ești, mi se mă arunte pe din elicopter. Deci nu știu, eu nu văd niciun Big Ass Hole. Așa, deci nu văd, deci nici dacă mi-arăți coaie, nebun, nu se poate, nu, eu... Nu, auzi ceva, eu să mă duc cumva că mi-a ajuns atâta timp cu asta, nu mai, îmi pare bine, la revedere, o zi bună, la revedere. Asta luam cu asta la vista cu aia. Mamă, mă, unde dracu am... Hey, so how you feeling about this? Feel pretty good. We got Lester planning it. He'll get us options. There's you, a guy I know I can depend on. And then there's Trevor. Ah, yeah, Trevor will get it done. Yeah, will he? I hope so, man. I hope he holds it together. Hey, you ain't done too good of a job at that yourself, you feel me? Yeah, well, I ain't pissed off hillbillies. Bikers, a Mexican gang, some Chinese gangsters, and a private army, okay? So there's that. Yeah, but you just pissed off the FIB and the IAA and your family, man. You know what? I met Amanda, and I know who scares me the most. Point taken. So you gonna tell me about this Brad dude and the deal with the FIB? What happened in North Yankton back in the day anyway? This ain't the time. Man, we're about to go in together on the biggest job ever being pulled. There ain't ever gonna be a better time to fill me in on this shit. It's complicated, all right? Fuck it, I'ma ask Trevor. Don't ask Trevor. Shit, man, you sound shady, dawg. Real shady. We'll talk, all right? Just later. Mamă, cum îmi gheorțe mățele, ești nebun. Nu mi-e foame cu aia, nu că am mâncat înainte să fac video, dar mie... Cred că cam am și răcit acum, așa știu, mă doare, am așa, nu știu, mi-e să mâncat. Așa, e că mi-a că am trezat bine, ești nebun. Am văzut și clipul lui Ospan care spunea legat de hoții de miniaturi. Dar și care e faza foarte legată de treaba asta, că e greu să totuși să faci un thumbnail care să fie gen oarecum unic. Adică, de exemplu, și thumbnail-ul, de exemplu, și thumbnail-urile mele ar putea să fie, de exemplu, să se mai regăsească în celelalte thumbnail-uri, dar până la urmă, e un joc, adică, na, toată lumea are dreptul să pozezi în el. Știi? Asta e faza. Și e greu să devii cu cineva, să devii original în thumbnail-uri. Că și dacă, de exemplu, fac acum un thumbnail și pun hashtag-ul nou, poate să zică cineva, păi da mă, dar vezi că le copie pe, nu, pe Bobo Spider. Păi da, și Bobo Spider ar fi putut să-l copieze pe alții 10 Bobo Spider. Adică de unde, până unde atâta originalitate în thumbnail-uri. Că nu prea că, bine, dacă le gen mota-mo, e o chestie, adică măcar să schimb oarecum la ele, știi, măcar, nu știu, stilul sau să mai pui fața ta sau, nu știu, ceva să fie al tău și să nu să zici că se regăsește, dar ți-am zis, e greu să devii, știi, dar contează foarte mult, gen, conținutului, ca să zic așa. Na, nu știu, e complicat, frate, știi? Și când voi așa, dacă e să vă uit să devin YouTuber sau nu știu ce, să aveți grijă la chestia de genul ăsta, pentru că vezi că contează foarte mult, știi? Că vine lor, nu spui și voi aici, nebun. A, știu cine asta. Hey, man. Fuck. What do you want? I'm your friend, I don't want anything, man. Come on, your company's good enough, huh? Same as always. Yeah, thanks. I really appreciate that. So, family ain't back yet, huh? Nope.
Oh, she's a goddamn fool, man. Despite all the chaos of these last few weeks, I think I finally figured it out. I know, no? Sounds ridiculous. No, actually, it does not sound ridiculous, you know? Because you're a killer. You know, you are a man of action. You do not sit on couches, you take scores. You're back, man. We are back, all right? All we gotta go do is bust out Brad, and then we're golden, man. Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend. Bam! No, it's not it. I got money. It just makes you miserable. I want to make movies. Great. It's great. And so where exactly does this leave me in the second act of your life? We're going to do this last big job, and then we're going to dissolve the partnership. This is not a game to me, all right? This is a fucking way of life. I got a fucking family. Yeah, well, I got nothing. No one gives a fuck about me. I do. Oh, fuck you. I saw your grave. I mourned you. And then it turns out that everything I fucking thought about you was wrong. Everything. You're not dead, and you're not a man. Well, what the fuck are you? I'm your fucking nightmare! Enough with your goddamn threats! Let me just ask you something, all right? Something I've been thinking about. Up in North Yankton, exactly who was buried in your place? Mamă, mi-a pus întrebarea aia, capcană. I never gave it any thought. You know what I'm thinking? I had no clue. You treacherous piece of shit! You're fucking dead! You're fucking dead! Fuck. Trevor! Hey! T! Mamă, deci... Oh my... That's my car, you prick! Ai de capul meu, ești nebun? Oh, shit! Unde naiba? Vehicle? Shut the fuck up and you're... Fuck you! Hey, come on, where you going? You know where I'm going! Fuck you! You don't need to go all the way to North Yankton to find out what I can tell you over a couple beers back at my house. Come on! We'll order pizza. Fuck you! Oops, îmi cer scuze. Shit! Mama asta ce mă e bugat? A, mă, uite, cine e bata? Doar de mai te ajute, mă, și-o dă-te... Special Agent Norton. Shit! Davey! Shit, he knows. I think he knows. Why? Who? The Think! Shit! Shit, how? I don't know how. He used his head. But does he know? Does he know at all? Hey, he's on his way up to Ludendorff to confirm his suspicions. Shit! Then what? Then who fucking knows what? I don't know. I'm gonna go see if I can reason with him. But I can't. Yeah, don't worry about it. It's between me and him. Putea să zică cineva, nu știu, un gardian sau ceva de genul ăsta. Bănesc că poate să schimba situația dacă zice treaba asta, I don't know. Păi cred că după asta, după misiunea asta, după aia o oprim și noi, frate, că totuși e două ore, suntem pe final acum. Bine, pe finalul filmului, nu pe finalul jocului. Bine, suntem și pe finalul jocului, de ce nu? Că nu mai avem așa mult după asta, chiar mai așa mult, mai sunt câteva filme, după aia urmează să ne pregătim pentru JAF și după aia AI cu jocul. Și după aia am să filmăm Far Cry 4. Oops. Nu știu dacă de mașină asta, cred că e un Bugatti ăsta, da, că Bugatti ar părea după formă. Dar chiar te neapărat să mă duc fix acolo. Auzi ceva, mă, cam calcă pe nervi, ești nebun. Sus, cred că, mă, mamă, deci mă încurcă pentru că sunt două chestii, două stații, una jos și una sus. Și să nu spune exact unde e. Go to the second, pe și second unde, dracu, e depinde ce zici, ce înțelegi tu prin second. Nu, că e cineva aici, cu aici, nebun, și m-a speriat, nu știu. Mamă, ce jegos ești, nebun. Oh, shit.
Dar de unde neba știa de... de Michael ăsta? Eu asta nu înțeleg, adică putea să fie oricine, frate. Că Michael, de exemplu, n-a avut treabă cu, cu chinezii. Încep puțin de câte mai știu acum, nu știu ce să zic. Nu, nu, cred că mai... nu, cred că mai întâi... Watch. Ce va s-a întâmplat cu minime? Listen, Amanda. We're going to move to Los Santos. Start over. I made a deal. The slate will be totally wiped clean. Hey, everybody pay attention. No one gets hurt. Trust me, darling. Look at me. Amanda, it was the only thing I could do. Either everyone dies or one guy gets out. I'm that guy. His name is Dave Norton, nice guy, realist. He gets the glory, I get out. It's not even a decision. Amanda, I don't have a choice. Do you want to die here where it's always snowing? Or do you want to go and live where it's always sunny? All right, you want to live? Tell me you want to live. Work this out. Wow, îmi place, întotdeauna mi-a plăcut conversația asta, dar nu știu de ce, mi se pare... Some depot out of town, you don't need to know. Trust me, nothing is gonna go wrong. Nothing. Yeah, I hear you. We gotta follow the plan. Everything will work out. I did the deal, Amanda. It's over. Baby, we get out. Be happy, be normal. It ain't supposed to go down like this. Oh my god. We did it. Baby, we are home free. It's over. This is fucked, man. The thing is blown. Just this one job and everything is done. Everything is done. Mamă, go to your grave, cât de citat e, zici că go to your grave. Bă, ce faci, go to your grave, and... Na, vezi tu. Dar să știi că n-am obosit cu aia, de fapt, că de exemplu, mai față, dar mi-e teamă și care e faza. Că mi-ocupă foarte mult spațiu și ideea este că în momentul dacă, de exemplu, nu mai pun pe C și îl pun pe local disc, hard disk-ul extern sau pe oricare hard disk, începe gen clipul, are stuttering, adică au momente când are stuttering, nu-mi dau seama de ce treaba asta, că eu n-am un clip, n-am, în joc, în momentul în joc, n-am. Bine, nu se mișcă 60, că l-am pus la 40 special, știi? Nu știu, și dacă îl pun, de exemplu, pe C, e ok. Cum nu-l pun pe C? Cum? Nu știu. Hey, you're wasting your time. Is that why you flew out here? Huh? Tell me I'm wasting my time? Go ahead, dig it up. Dar nu știam tot să exact unde mai era de Los Santos, că la câți kilometri. Guy who doesn't give a shit. That's ridiculous. So check. So are you gonna keep lying for? Mikey, huh? When's it gonna stop? It happens in the dark. It comes out in the light. I'll give it a rest, Trevor. There's nothing there. Sunt sigur că da, ești sigur, ești convins. Moment of truth. Chiar vrei să afli? Mamă, sigur, e ca în căcat pe legi nebun. Dar bine, era de știu că o să afle la moment dat. Aoleu. As if I didn't know. Brad. Dar de unde n-ai mai recunoștea pe Brad în stadiul în care era? Do what we gotta do to survive. This thing, it didn't work out the way it was supposed to. Oh, and how was that, huh? With Brad in the can and me in the ground or both of us in the coffin? Brad got shot. You saw it. He didn't make it. I got shot, I did. That's it. Nu a aranjat asta, zise, mă. I think the only thing that didn't go as planned was me showing up on your doorstep 10 years later. Adevărat. Mikey, I mourned you and I missed you. But I got a fucking family, Trevor. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker. I didn't want it to come to this. Yes, you did. You just don't have the fucking balls to do it. But I do.
I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken, brother. Now pull the fucking trigger. You ain't got the guts. Take the fucking shot! Who is that? Fuck! 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 General Phillips! Mr. Chong has requested a word! Hey, ho ho! I'm not the guy you're looking for! Hey, how's it? Get the boyfriend! Boyfriend? Motherfucker. You're out of your element! Mamă, deci... Unde dracu mai tragă, nici de-abia dacă văd. Mamă, zici că, mamă, câți oameni cu aia au venit, dă-te în pula mea la un cimitir. Tu m-am dublat populația cimitirului, e bun. Dar de cineva îmi continuă să mă omoare, să tragă mine, nu pot să-mi dau seama, adică, pe bune, chill. Cred că ți-am urcut deja prea mulți oameni cu aia. Chiar așa vrei să-ți mai moară oameni? Ok, bun. Dacă vrei tu treaba asta, cine sunt eu să stau un... să stau împotriva pe bunții tale cu aia? Mamă, ce grafică miștoare asta. Shit! Sunt prea mulți coaie de bun, dă tempul, eu înțeleg coaie că mă tragi, dar mai dă tempul la mea. Așa că aici am ajuns, mamă, dar se și vede... Mamă, ia, dar cum dracu a avut timp fate să mă iei? Alright. Get out the fucking car! Dar nu înțeleg cum dracu a mai avut timp să mai... Mă rog, să mai ajungă și pe acolo. Să mai scurteze și la motor ce dracu i-a făcut morții lui. Mamă, cu aia e flying back to this. De ce ne-am mai simțit așa de asta? Gen, nu frate, zic, cum ne mai se cheamă... Weather... Mamă. Trevor Phillips Industries. Mr. Phillips, this is Wei Chang. You know my eldest son, Tao? Yeah, the ex-nut. Backed out of a contract we agreed on. How is he? Still learning the ropes, thank you. My friends miss you in North Yankton. I was hoping we could talk. Ha! Was that your people? Ah, of course. Sorry I had to cut out. Your operation causes problem for me. I want to expand into Blaine County, but your business and your temperament prevent me from... making inroads. Huh, well, too bad. I don't know what you can do about that. I've already done something. We have your lover. Whoa. My lover? Michael DeSanta. You live in your trailer together. Wow, with the maid. And then you were alone in that big house. Well, you're clearly very close. Ah, deci n-am spionat, mă, dar să știau ei de mine. For his safety. My lover! Yeah, right! It's a tough break. I never want to double-cross a friend and put him in danger, but you gotta do what you gotta do. My business ain't going anywhere. I'm serious about this. He will die! Tell him I love him dearly. În sfârșit, frate, mamă, te se pare că ne-a prins chinezul și nebun. Da, păi nu, că după ce le liberăm pe Michael, nu mai avem, vreo câteva misiuni după aia... După aia, gata, foarte bine, treaba asta cu Trevor, cu Brad... Trasează la momentul ăștia, era că sunt de timp, dar măcar a ieșit, știi? Măcar s-a... Cred că l-am bulit de tot, e nebun, nu mai, nu. F, gata, frate. A, mă, coai, unde să-l mai bag, coai, dă-te morții, te nu l-am adus aici, coai, nici mai merge, e nebun, ce să mai fac? Ce, get back in the plane, de ce n-am ajuns aici? Ce, păi, da, n-am ajuns la destinație? Cu
Hai ăștia să retardați, fii-mi iar scârbă de GTA. Hai că da, hai că da, hai că da. Hai mă că da, ești nebun, hai că fraierul de Drăgușa are timp să se ducă de 500 de mii de ori în același loc, ești nebun. Hai că da, frate, da. Uita, uita acum, chiar așa vreau eu acum să fac drumul ăsta de două ori. Că m-am gândit, bă, ce frumos e peisajul ăsta așa frumos cu deșertul, cu apa, bă, zic, bă, vreau să mă văd de două ori, ești nebun, că nu l-am văzut prima oară, m-am gândit la alte chestii și am zis că mare, bă, ce grijuliu, ești nebun, știi, să-mi place că ăsta, Rockstar-ul, trebuie să ajungă fix în locul ăla, ești nebun, bă, da, fix cu aia, ești nebun, bă, cum dracu reușește, nu știu, ești nebun. Uite că nu mai vreau să mai zbor, uite, uite, de exemplu, nu-mi place cum arată avionul, poți să-i avionul, mamă, zic, mă, dacă cază așa pe burtă, cum face burta, vai de pula mea. Așa odată eram, când eram mai mic, tot așa am căzut, gen pe burtă, așa, știi, m-am aruncat și pe burtă, mamă, și ce doare cu aia, ce doare. Yay, mission test. Bă, frate, cam aici am să las, am să opresc clipul, că nu o să mai insist, deja e prea mult. Sper că v-a plăcut surpriza asta că am postat mai mult. Nu știu cât o să fie clipul inițial, oricum doresc ceva, oricum o să fie. Bă, urez o săptămână cât mai ușoară, cât mai plăcută, nu vreau să vorbim. Iar noi o să ne auzim data viitoare cu Far Cry 4. Baftă la școală, la teste, la mai știu ce mai aveți voi, stimulări, v-am lăsat să aveți grijă de voi, că nu are nimeni. Vă iubesc foarte mult și nu uitați să dați acolo un like, share și subscribe, că mă ajută pe mine să cresc. Adios, amigos!